este o poveste îndepărtată despre ce au trăit alții. Istoria este parte din cine suntem noi astăzi și din cine vrem să fim. În 75 de ani, Carbochim a devenit mai mult decât un reper al Clujului industrial. A devenit povestea oamenilor care produc industria și astăzi, dar și parte din viața orașului. Iar orașul a crescut. Dacă în anii 50 fabrica se găsea la marginea orașului, treptat a ajuns să fie îmbrățișată de zone de locuit. Unele dintre secții nerentabile sau poluante s-au închis și doar 30% din platformă a ajuns să mai fie utilizată. Vorbind despre relocarea fabricii, este foarte importantă, având în vedere că noi, dincolo, ne-am desfășurat activitatea pe 14 hectare. Ne-am putut optimiza toate fluxurile, am adus utilaje noi, moderne, o bună parte din cheltuielile care le aveam dincolo, nu o să le mai avem aici. Pentru oamenii care lucrează la Carbochim, noua fabrică înseamnă mai mult decât o schimbare de locație. Înseamnă mai mult bine. Dacă vorbim de condiții de muncă, aș spune că ele s-au schimbat radical, în sensul că pe partea de finisare condițiile erau destul de grele, temperaturile foarte scăzute. Este o activitate frumoasă, condițiile sunt cu mult mai bune, într-adevăr, tehnologia este nouă. Suntem un grup care suntem mulțumiți de tot ceea ce am găsit aici și sperăm ca să putem să continuăm cu activitatea noastră cât mai mult și cât mai bine. Ori aici lucrurile sunt complet schimbate. Se lucrează undeva la în jur de 20 de grade, cu o umiditate controlată. Mi se pare mai frumos, mai deschis, față de cum a fost dincolo, e mai frumos. Noi întotdeauna am fost în echipă și întotdeauna am lucrat în echipă și suntem foarte uniți, cum să vă spun, foarte bine. Aici suntem împreună toți și acolo eram mai respirați, mai era mai mare spațiu față de cum e aici. Schimbarea nu s-a produs doar în viața fiecăruia dintre oamenii Carbochim. Fabrica însăși trăiește o viață nouă. Și acest lucru le dă totuși un confort mult mai mare față de ce era dincolo. Eu zic că este ceea ce ne-am dorit. În afară de asta, utilajele noi pe care le-am adus și ele contribuie la, să zicem, într-un fel, la creșterea productivității, având în vedere că ele, unele sunt complet automatizate, altele sunt semi-automate și efortul fizic va fi mult scăzut față de ce era înainte. Practic, pe toată suprafața halei am montat un sistem de celule fotovoltaice menite să ne ajute la scăderea costurilor. Deci, când vorbim de fotovoltaice, vorbim undeva de în jur de 375 de MW instalați, lucru care va însemna foarte mult în economia societății. Și cred că suntem printre prime, poate chiar singura unitate de producție care are instalat un astfel de sistem. Pentru multe din industriile României, istoria se prezintă la timpul trecut. Dar în Cluj, timpul nu s-a oprit în loc. Istoria se scrie și astăzi, iar istoria Carbochim continuă. Pentru fiecare dintre noi, viitorul este cea mai bună parte din Cluj.